Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Ferma Grădina Bio. Astăzi voi face un video despre domnul Canaliș, transport animale. Trimitem 2 iepurași la Ariel, în județul Arad. Eu sunt în București, chiar în orașul Arad. Avem aici 3 iepurași pe Madagascar sau Turing. Aceasta de aici din prima gri. O să vedem dacă reușesc, că nu cred. E cam greu de filmat de aici din mașină. Hai să încerc așa, poate focalizează. Prima gri care se vede este o fetiță, Fegebica, iar în spate gri fier pe albastru, îi se închid ochii, vedeți? Este un masculaș. I-am dat lui domnul Ariel. Chiar acum mă sună domnul Canali, așa că am să închid și revin cu filmarea în continuare. Am să trag mașina lângă domnul Canali. Uitați, mai este un domn cu un cățel. Ca să vedeți, deja îl bag în mașină. El este de acolo din imagine, din partea stângă. Încă n-am cerut acordul de filmare, dar sper să mă lase. Uitați cum bagă animăluțele în mașină. Unde să fac un mic zoom. Deja cineva duce un cățel, bagă la dânsul în cușcă. Cred că mă va lăsa să filme și eu vreo 2-3 minute la dânsul la mașină. Aici este un domn care a încărcat un cățel negru, un labrador. Revenind la iepurașii mei, dacă nu v-am mai lăsat domnul să filmeze acolo, domnul Canali, vă voi arăta imediat. Aici sunt iepurașii, nu se văd foarte bine. Dacă îi filmez așa, nu cred că îi vedeți nici de cum. I-am pus în două cutiuțe, i-am legat și sunt pregătiți de drum, ca să zic așa, către domnul Ariel, prin intermediul domnului Canali. Ați văzut și mașina dânsului, o să încerc dacă se poate filma 2-3 minute și la dânsul la mașina pe care o are dumnealui în parcare, unde sunt cuștile, dânsul transportă animale, nu numai iepuri, ci și căței, pisici, eu știu, și alte animale, cum ar fi hamsteri, mă rog, eu știu ce mai doriți dumneavoastră să transportați cu dânsul, puteți găsi pe internet, acolo aveți mai multe detalii despre dumnealui. Am să mă duc să trag mașina lângă dânsul să pot îmbarca iepurașii și în cazul în care nu reușesc să filmez, vă zic de pe acum să aveți o zi excelentă și vă așteptăm cu drag la noi episoade la noi la Ferma Grădina Bio, dar sper să reușesc să trag 2-3 cadre și la mașina dânsului, la mașina domnului Canali. Cam atât pentru filmarea de astăzi, imediat revenim cu o nouă filmare. Țineți aproape, nu uitați de like, subscribe, toți cei care sunteți noi. La revedere! Aici avem un domn profesionist, domnul Canali, care este lângă mine. Cum ziceam, dânsul transportă în special animale de companie, cum ar fi cățeluși și pisici, nu? Da. Pisici transportați în special, dar eu să zic tangențial, așa mai poate băga și câte un iepuraș, doi în transportul dumnealui. Ideea ar fi că pentru faptul că vedeți că este o mașină micuță, nu se pretează să poată transporta foarte multe animale și vă dați seama că și ele pe transport, pe distanțe lungi, sunt greu de avut grijă de ele, de adăpat, de, eu știu, dânsul răspunde cu totul de animale, adică ajung întregi la destinație, nu se pierd, nu mor, nu sunt bătute sau, eu știu, alte tratamente rele animalelor. Eu am pus așa într-o cutiuță, vedeți, ca să aibă și dânsul puțin loc în mașină, iar aceste cutiuțe, mufându-se una în cealaltă, a venit ca un căpăcel să nu iasă iepurașii afară și să nici nu îi ocup
dânsului o cușcă de căței, să zicem, sau de pisici. Eu știu, în afară de căței și pisici, ce ar mai putea fi Atât. tras? Atât, nu? Mă Înțeleg, înțeleg și gândeam, eu. eu știu, poate sunt animale din acestea de companie, am văzut vidre, nevăstuici, rozătoare din astea mai mari, am văzut că sunt destul de scumpe prin magazinele de pet shop, nu? Sau n-ați avut cazuri până acum? Iepurașii s-au liniștit. Eu vă mulțumesc că ați vizionat. Pe domnul Canal îl găsiți pe internet, pe Facebook, găsiți adresa dânsului și puteți discuta cu dânsul. Bineînțeles că transportul diferă de la caz la caz, dar încă o dată repet, 24 la preluare și predare. 24, nu, mă refeream că poate e unul care e într-o localitate mai apropiată, da. Deci maxim 24 de ore primire-predare, dar încă o dată repet, dânsul se ocupă mai mult de căței și pisici. Tangențial poate lua așa mai rar și iepuraș, dar nu este varianta ideală sau, mă rog, cu care se ocupă dânsul un cățeluș labrador sau ce este labrador? Care corsă? Cane Corso, da. E, mi s-a părut a fi labrador. Vă mulțumesc încă o dată frumos pentru vizionare. Încheie așa cu iepurașii și cu cățelușii și vă urez fiecăruia o zi excelentă și v-am zis, dacă doriți să transportați animale cu domnul Canali, îl contactați și discutați cu dumnealui, un om de încredere și care își face treaba cu rigurozitate. O zi bună! La revedere, dragi prieteni! Probabil, pe cum ați văzut, această parte o să o leg la sfârșit. Să vedeți iepurașii înainte de plecare. El este masculaș. Probabil că o să-i punem numele FGB-ul. Iar ea este fetiță. Probabil că va fi numită FGBK. Mama undeva la 8 kg. Tatăl undeva la 10 kg. Probabil că și mama ajunge lejer la 9 kg, dar acum fiind cu puișorii, nu e cazul să o arătăm prea mult. Sper să nu editez foarte mult la video asta. În final, vă mai rog, dacă ați ajuns până în această parte, nu uitați de like, subscribe, share. Haide, dă-te așa să vadă și FGB-ul. Nu s-a văzut. S-a văzut decât FGBK. Mama foarte protectoare. El este FGB-ul, un gri fier pe nuanță de șinșila, de albastru. Asta ar fi partea de aici și partea din partea cealaltă, pe care probabil că ați văzut-o, sper în video, să fie aici. Uitați-o, ea este Madagascar sau Turing. Cam atâtea fiind zise și video care l-ați văzut, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă urez o zi excelentă și vă aștept cu drag la un nou video. Nu uitați de like, share și subscribe, ne-ar ajuta foarte, foarte mult dacă faceți acest lucru. O zi frumoasă să aveți! La revedere, dragi prieteni! La revedere!